Salutare Slovacia și salutare Bratislava. Suntem în drum spre un restaurant foarte renumit și foarte vechi de aici din capitala Slovaciei și vrem să mâncăm ce se poate de tradițional, dar să fie și bun. De mult am tot văzut restaurantul ăsta și am mâncat în urmă cu câțiva ani la el, în care a fost și foarte bună. Acum am revenit ca să filmez pentru voi și să vă zic exact despre ce e vorba. Haideți să vă arat restaurantul, pentru că ne apropiem de el, și să vedeți cum arată înăuntru. Este foarte frumos, este o clădire foarte, foarte veche, care înainte a avut rolul de a fi teatru. Ce trebuie să știți este că, deși noi am fost în trecut, n-am avut nicio problemă cu rezervarea, dar probabil că pentru că azi este duminică, se pare că avem o problemă. Stăm la coadă ca să prindem locul înăuntru, că după cum vedeți, este full. Este chiar full înăuntru. Și au chiar și la balcon mese care văd oameni acolo. Așa că, dacă vreți să mâncați în special în weekend, indicați ar fi ca să faci o rezervare. Bun! Ne-am comandat iar o grămadă de mâncare, ca de obicei, atunci când suntem flămânzi, ne comandăm mai puțin și tot meniul. Eu m-am luat supă cremă de usturoi în pâine, e tradițională a lor. Și ce am mai cumpărat? Am mai comandat pulpă de rață cu clătite, o rețetă tradițională a lor de a mânca rață. Desert vine ceva prăjitură, de acolo din vitrine de la intrare, acolo sunt expuse. Haideți să așteptăm să vină mâncarea și să o mâncăm. Să înceapă vlogul. Ce fel de bere am comandat? Zlati Bazan. Asta e o bere fără alcool, a lor, tradițională. Tradițională, cred că tradițională putem să zice că este berea lor. Uai, ce bună, măi! 3 beers? Is it 3 or 2? I think there were 2, but you can leave 3, it's okay, it's very tasty. Oh, dar ce bună e berea. Thank you, thank you. Una dintre cele mai bune beri care am băut. Eu dacă veniți, căutați berea asta, dacă și în special dacă conduceți, aveți nevoie de așa ceva, fără alcool. Vaia, ce bună e berea. Extraordinar de bună, uai. Fraților, au venit ciorba, supa, cremă de usturoi, dar stați așa că eu vreau să vă și arat vouă. Larisa mă rupe în două, că ea nu-i trăbă, n-ai trăbă. Când comand eu... Să vedeți aici. Ia uitați. Ia, Lari, hai învârte puțin în ciorbă, în supa asta cremă. Are parmezan aici. E, cred că e brânză, nu-i parmezan. Probabil să fie brânză de capră. Păi e cu brânză, dar mamă cum arată. Hai învârte și scoate puțin o lingură. E bun. Wow, ce fain e. E bun. Dar vă zic că miroase super. No, cum e? Tăte, e stropită pe gură. Mai bine comandam două. Na bun. Hai că am ajuns și eu să mănânc o leacă de supă. N-am cum să mănânc. Plin de cașcaval, în ăsta brânză care se întinde. Uai, ce bun e. Dacă vă place usturoiul, asta e ciorba bună pentru voi. Eu zic ciorbă, dar e supă cremă. Dați așa din pereți, cu pâine. Uai. Supa cremă de usturoi, cea mai bună o găsiți în Bratislava, adică aici. Cred că trebuie să faci ca să nu te întinzi pătata asta. Da, cred că da.
Mai vreau. Foarte bună. Hai de bună. Ca și pita de pecica. Crocantă, moale. Eu mie să mănânc toată pâinea asta, dar e enorm de multă. Ca și cum aș mânca jumătate de pâine. Asta are 300 de grame acum ce-a rămas. Sigur. E coaja asta. Germene, niște smântână. Cu sare. Ho-ho! Noi uitați aici cum apare în farfurie la voi pulpă de rață pe pat de varză cu mozilarii și cu clătite. Hai să iau o furculiță și să văd ce este în clătită. Nimic, sunt clătite simple. Da, are o aromă, miroase atât de bine. Și mai vreau să văd asta, cât de bine este de făcută. Ia uitați aici, se desface, apeși, se rupe. Excelent, excelent, așa vreau să fie. Ua, abia aștept să mănânc. Ce, rața? Dar, înainte de toate, vreau să mai mănânc puțină pâine cu smântână și cu sare, pâine îmbibată în supa cremă de usturoi. Și murăturile lor, ia uitați aici ce murături au ei, sunt ca și a noastră, cumva. French fries, please. Da, ce bune. Ia, da. Mamă bună. Asta cu cuțitul. Și să încep să mănânc. Hai să vedem cum e clătita asta așa simplă. O clătită sărată, bună. Și acum o luăm cu varză. Ce bună e varza. Foarte fain. Acum hai să luăm cu pulpă împreună și varză. Ah, ce faină combinație. Asta da. Rața n-ar fi zicat să fie puțin mai sărată. Hai să-i dăm cu murăturile. Sunt bune. Dar noi românii și încă să facem mai bune murători, puțin. Are zicea că îi se pare ciudat gustul de la rață. Dar acum intru și eu mai mult în rață ca să văd cum e. Bună, cred că e făcută în vin. Și în varză. Berea este super bună. Mie îmi place pulpa asta. Deși noi, în general, am găsit-o mai rumenită unde am mâncat. Și rumenită mai bună. E stilul lor tradițional de a mânca rața. Așa o mâncă ei. Știi ce lui face foarte bun? Nu-i carne, e faină, nu-i ca talpa la papuc. Vițel de vițel? Nu-i ca talpa la papuc, dacă ai foaie de la caiet. Foarte subțire. Ce aromă, bună. Bun, e bună.
Deci pulpa de rață se desface foarte faină. Mie îmi place, dar aș prefera o puțin mai rumenită. Noi așa ne-am învățat cu ea, dar dacă ei așa o mănâncă tradițional, așa o mâncăm și noi acum. Bun. E bună. Acești ardei care vin în salata asta de mixul de murături. E singurul lucru picant. Ăsta nu e deloc picant. În schimb ăsta, asta e picant. Asta e picant. Asta e foarte picant. Adică foarte picant. E picant. Hai da. Continuăm mai departe. Ca să aveți ce mai bun de acolo. M-aș putea învăța cu stilul ăsta de mâncare. E bună. Dar e bună, e bună, dar cum am zis, rața un picuț mai caramelizată. S-ar fi perfect. În review-urile de pe internet, mâncarea este ok, este destul de bună. Că enerii nu prea mai au ok, n-am mai au nervi. Da, îi plin non-stop, strigi după ei, se fac că nu te aud, da, asta trece în pete. Bune, nu-s banale, noi sunt mai bune. Sunt mai bune la noi murăturile. Nu, noi știm mai bune murături. Dar să știi că rața ta a avut gustul mai diferit. Da? Da, e tot fără țoi. Rățoiul are gustul diferit. Are gustul mai intens. E ca și oaia. Berbecul e mai intens de gust. Da. Așteptăm prăjitura. Can I have one more beer, please? Same. Uite că o vin și prăjitura pentru Larry. Aici e experta în dulciuri. Așa că, haide să vină, e un cremeș. Cremeș. Da, și eu să gust. Musai. Cu ciocolată deasupra? Nu pot să tai pișcotul la cremeș cum trebuie. E bun. E bun. Ai gust bun. Desertul ăsta e bun, cremișul ăsta e bun. Hai să văd și ciocolata asta deasupra cum e. Ciocolată de casă. 100% făcută de ei. Sunt convins. No. Bun. Cam atât a fost cu mâncarea. Hai să ieșim afară și să ne zicem concluzie de final. Ce vreau să vă arăt aici este că aici este locul unde se face berea, exact în clădire, în restaurant. Vă duc aici înăuntru și puteți verifica. Ia uitați. Ia uitați ce frumos. Cred că așa e, zice, cum zice, la redistilărie. Eu nu mă pricep. Concluzia de final. E momentul să ne zicem părerea. După ce suntem cu burta plină, totul a fost bun, doar că nu a fost cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o la restaurant. Rața a fost ok, putea fi mai caramelizată, cartofii nu îi recomand, ba chiar vă recomand să luați altceva.
în loc de cartofi prăjiți, varza care a venit cu, wow, foarte lunecos, foarte mare atenție, așa, da, așa, am mâncat șnițelul de vită, am mâncat șnițel de vită, puțin am gustat la cineva și a fost bun, berea a fost o bere foarte bună, foarte aromată. Vă recomand să cumpărați una dintre cele mai bune beri fără alcool pe care le-am băut până acum. Vă recomand să veniți la restaurantul ăsta, deși nu e cea mai bună mâncare și chenerii nu sunt cei mai prietenoși. Dar este faină ca și experiență să vizitați un restaurant de genul. Nu neapărat pentru mâncare, ci pentru experiența în sine. Cam atât a fost în episodul ăsta. Nu uitați să verificați celelalte episoade, sigur a rămas ceva ce ați pierdut. Un like, un share, un comment ne ajută foarte mult și de aceea vă rugăm să lăsați acolo sugestiile voastre. Și cam atât. Ce să vă mai putem zice? Ne vedem la episodul următor, din următoarea locație, dintr-un alt oraș. Vă salut!